Bun găsit! Se poate întâmpla să ne îmbolnăvim și odată ajungi la doctor să nu ni se poată identifica o cauză fiziologică a bolii. Altfel spus, specialistul constată boala, dar nu găsește sursa ei. De-a lungul anilor s-a observat că oamenii se îmbolnăvesc fizic și din cauze sufletești, așa că doar terapia sufletului vindecă unele boli cărora, în mod obișnuit, le-am administrat medicamente sau un anumit regim de viață. Anumite boli trupești apar din cauze emoționale. Unele sunt cunoscute. O situație des întâlnită, faci ulcer din cauza stresului. Mai rar întâlnim dificultăți de înghițire, tot din cauze emoționale. Sau unii oameni mănâncă fără să se poată opri, dar își provoacă ulterior vărsături, alții refuză mâncare sistematic și ajung în situații care le pun viața în pericol, din cauza subnutriției, în timp ce imaginea despre corpul lor este din ce în ce mai bună. Eliminarea rezidurilor poate deveni și ea subiect de terapie, în cazul în care, din punct de vedere fiziologic, nu sunt constatate disfuncții ale aparatului digestiv. Tot emoțiile stau în spatele unor boli ale aparatului cardiovascular. Poți să te îmbolnăvești de inimă și datorită geneticii, pentru că ai avut cardiaci în familie, dar și pentru că emoțiile negative trăite în anumite perioade ale vieții au fost prea intense sau nu ai putut să le gestionezi suficient de bine. Și funcția respiratorie poate fi afectată de emoții, pentru asta s-au realizat destule studii care arată că apare și din cauze emoționale. Iar dacă auziți pe cineva care des migrene, să nu vă îndoiți că tot emoțiile își pun amprenta asupra acelei vieți. Anumite boli de piele și endocrine sau tulburările sexuale sunt și ele produsul unor emoții greu acceptate. Cu un tablou atât de vast al emoțiilor care influențează starea de sănătate trupească, ne întrebăm și cum putem face diferența între cauze. Este foarte bine că la început să mergem la un specialist în boala respectivă. Pentru cei care suferă de boli psihosomatice și mai puțin obișnuiți cu informațiile din domeniul psihologiei, diagnosticul va fi unul greu de înțeles. Cum să nu mi spui motivul bolii mele dacă ai observat simptomele? Lucrurile nu sunt însate de simple. Un doctor poate constata simptomele, dar tot el poate să nu identifice cauza. Nu este o dovadă a incompetenței, ci a complexității organismului nostru. Datorită bolilor psihosomatice, ajungem să înțelegem cât de importantă este sănătatea sufletească. Ce înseamnă să îngrijim sau să acceptăm că trebuie să tratăm și sufletul dacă acesta este bolnav. Mulți neglijează acest domeniu al sănătății, considerând că bolile sufletești trec de la sine. Mai discuți cu un prieten, mai plângi puțin, te mai obișnuiești cu situația. La unii s-ar putea să funcționeze, dar la cei mai mulți nu, pentru că omul este alcătuit din trup și suflet care se intercondiționează, adică de sănătatea unuia depinde și sănătatea celuilalt. Este momentul ca și în România să înțelegem că dacă nu ne vedem sufletul, nu înseamnă că el nu există, sau că putem amâna la nesfârșit îngrijirea lui doar pentru că avem lucruri mai importante de făcut sau nu avem timp și de el. De cele mai multe ori, o suferință sufletească gravă poate duce la o boală tropească gravă sau nevindecabilă și nu ne dorim niciodată să ajungem să spunem prea târziu. Pe curând.